ca și abuz poate fi considerat orice acțiune sau inacțiune a unui adult care este într-o relație de încredere cu copilul sau într-o relație de autoritate, care îi acționează în detrimentul copilului, care acțiunile sau inacțiunile care îl fac pe copil să sufere, sau din punct de vedere emoțional, sau din punct de vedere fizic, sau spiritual, iar consecințele acestei suferințe sunt pe termen atât imediat, cât și pe termen lung. Trei pătrimi din copii cu vârstele cuprinse între 2 și 14 ani din Republica Moldova sunt supuși abuzului fizic sau psihologic, arată un raport UNICEF din 2012. Cu alte cuvinte, doar un copil din 4 poate spera la o copilărie normală și o educație fără violență. În primul rând vorbești despre tradiția, care este din neam transmisă și foarte multe familii tinere, mai ales dacă vorbim despre familii care mai puțin se informează, deci despre educația copiilor, dar preiau doar acele tradiții care le-au văzut în propriile familii. Deci nici nu se întreabă care sunt efectele, va suferi sau nu va suferi copilul. Deci lucrurile cumva automat se transmit fără ca să se gândească foarte mult la efectele acestei metode. Un alt lucru este nivelul foarte sporit al frustrării părinților din cauza multiplelor probleme sociale, dar și probleme personale, dar și din cauza că ei singuri au fost victime a violenței în copilărie. Astfel, mulți părinți pur și simplu nu știu că își pot educa copilul altfel decât prin pedepse verbale sau fizice. Aproape jumătate din populație justifică abuzul față de copii, spun specialiștii. Totuși, există și oameni care nu rămân nepăsători când văd un copil abuzat. Valeria Rusu a revenit din străinătate în satul natal Obileni câțiva ani în urmă. De atunci muncește la biblioteca din localitate, frecventată în mare parte de copii. Femeia a reușit să semnaleze autorităților mai multe cazuri de abuz. Am văzut că mama a luat copilul, a început să-l bată, să-l izbească. Eu am început să strig, ce faci, uite că-i copil, e nicio atenție la mine, a început la mine cu cuvinte murdare. Eu îi spun, chem asistent social, chem polițistul, cum așa tu să-l izbești? Acolo, eu l-o căzut jos, sunt la asistent social, vin asistent social împreună cu polițistul. Era în stare de ebrietate, nu putem spun, și era acolo, era un dezastru. Intrat în casă, copilul s-a spăriet, care s-a ascuns, care... Păi a doua zi au chemat-o aici la primărie, s-a rezolvat problema, oricum... Eu am spus că n-o să mai fac așa ceva, n-o să mai procedeze, n-o să-i mai bată, n-o să-i mai... și atât. De atunci, această familie este monitorizată de autorități, iar mama și-a găsit un post de muncă și nu-și mai abuzează copilul. Valeria este convinsă că a acționat corect, astfel încât viața unor copii suferinți să devină mai bună. La noi, cum sunt oamenii? Adică, eu... din urmă, cum a fost, că atunci se dă de voie să bat copilul, chiar și la școală, chiar și acasă, părintele. Acum nu au voie, acum doar știm cu toții că copilul are dreptul lui, au, mă rog, au și obligații copiii, dar oricum trebuie să știm drepturile copilului. Profesorii din școli sunt cei care pot vedea mai ușor dacă un copil se află într-o situație de risc. Nu doar semnele evidente, vânătăile sau zgârieturile, dar și comportamentul, dispoziția sau felul în care este îmbrăcat copilul poate semnala o problemă gravă. Cuplașul în fiecare zi, sărmănielul venea cu mânuțele murdare, în primul rând. Lipsă de hăinuțe, încălțăminte neadus în ordine, m-am apropiat, am discutat de multe ori, Vasilic, deci tu nu ți-ai spălat ieri hăinuțele? Tu ești măricel de acum, este bine ca să-ți aduci hăinuța în ordine, pantofii, mânuțele chiar. Era vorba despre un caz grav de neglijență, o formă de abuz asupra copiilor care este deseori ignorată de adulții din jur. Puțin își pun întrebarea ce se întâmplă în familia unui copil care pare mai neîngrijit sau are un comportament pasiv. De cele mai multe ori, mama se află în stare de ebrietate, peste o perioadă îndelungată de timp. A venit la școală și, mă rog, eu zic, nu vă pare rău dumneavoastră?
tita, ne pare rău, dar nu știu ce e, și eu îi spun că dumneavoastră cunoașteți ceva despre fiul dumneavoastră. Dumnezeu îi spune că, da, și eu ca în fiecare zi îi mai dau câte un leu ca să mănânce. Eu zic, Doamne, din păcate, în instituția noastră s-a găsit un profesor cu inimă mare și achită zilnic alimentația copilului. Noi am încercat cu autoritățile publice locale, cu asistența socială, am fost și în Comisia Raională și nu am găsit omul de încredere căruia să-i dăm copilul ăsta în îngrijire. Minorul a fost plasat într-o casă de tip familial, dintr-o localitate vecină. Foștii profesori îl vizitează adesea și spun că se simte prețuit în noua familie. De multe ori mi se reproșa că dacă am avea un trai mai decent, dacă am avea o stare materială mai bună, poate că părinții nu ar avea atâtea bătăi de cap și poate nu s-ar răsfrânge cumva asupra copiilor. După părerea mea, nu cred că asta este un motiv care te-ar face să-ți pedepsești copilul sau să-l neglijezi. Sunt familii săraci, dar au ca valoare curățenia, au ca valoare respectul reciproc între membrii familiei, respectul față cei din jur. De la începutul anului școlar în liceul Ștefan Holban din Cărpineni au fost înregistrate 11 sesizări de abuz. Irina Mutaf, care este coordonatoare pentru cazurile de abuz, trafic și neglijență, își încurajează colegii să vorbească despre orice suspiciune. Observând atâția copii cu neajutorat, să zic, chiar mă mișcă acest lucru și o spun cu emoție, pentru că știu ce înseamnă să fii în anumite momente înjosit sau oarecum ignorat. Fiecare caz, de fapt, reprezintă o persoană, o personalitate, un copilaș care are nevoie de ajutor. Deci, la noi, din păcate, vin doar cazurile care este nevoie de intervenția autorităților. Că mai sunt și alte cazuri unde autoritățile nu pot să intervină cu nimic, acolo unde sunt simple dispute în familie. Dar, iată, atunci când intervenim, înseamnă că deja s-a trecut de linia roșie și trebuiește toate părțile implicate în procesul educațional. Ion Cărpineanu spune că primarii au o responsabilitate aparte pentru soarta copiilor din localitate. De asta, spune funcționarul, autoritățile trebuie să acționeze fără ezitare atunci când un minor este în pericol. Pentru siguranța primarilor, eu chiar le recomand fiecare caz să fie cercetat foarte minuțios, fiindcă autoritatea tutelară din nivel 1 este primarul și noi avem foarte multe responsabilități, inclusiv pe legea 140. Așa că, pentru siguranță, colegilor mei chiar le recomand să studieze foarte atent fiecare caz, ca să fie sigur că au făcut tot ce este prescris în lege pentru protecția copilului. În caz contrar, putem să avem și noi careva probleme. Este adevărat însă că nu toți responsabilii reacționează prompt atunci când sunt sesizați despre un comportament violent asupra copiilor. Acest lucru se referă atât la funcționarii locali, cum ar fi primarii sau asistenții sociali, cât și la experții din comisiile specializate raionale, municipale. Noi avem și profesioniști care consideră că mai bine copilului este cu mama și tata biologic, chiar dacă aceștia îl fac pe copil să sufere și fizic și emoțional. Și atunci autoritățile care decid, ei preferă ca copilul să stea în acele familii decât să fie într-adevăr create servicii noi, investit în serviciile care deja există. Printre cei care pot depista lesne cazuri de abuzuri sunt și medicii. Svetlana Moroz este ginecolog în Centrul de Sănătate din Cimișlia. Anual, doctorul semnalează zeci de cazuri de abuz asupra minorilor sau femeilor. În majoritatea lor este vorba despre violență sexuală. Foarte multe. Eu când sun 902 și vreau să mă prezint, dar polițistul îmi spune, doamna doctor, nu trebuie să vă prezentați pentru că noi vă cunoaștem vocea de acum, da? Lunar, adică uneori două pe lună, una o dată. Una dintre cauzele abuzului, se arată convinsă doamna doctor, este și migrația, care lasă deseori pe copii fără de grija corespunzătoare. Un tip foarte des întâlnit la noi de abuz sexual este abuzul dintre fetițe și cu concubinul mamei. Luând în considerație migrația aceasta, sunt foarte multe cupluri nestabile, vremelnic apare, un concubin dispare, iar apare. Și
Cel mai obișnuitor este că în relația aceasta, de obicei, femeile, mamele învinuiesc fiicele lor. Adesea, nu doar părinții, dar și înșiși minorii nu conștientizează că au fost abuzați. Trebuie să cumva să-i demonstrăm și domnișoarei că aceasta a fost un șantaj, aceasta a fost o manipulare, asta a fost o maltratare a ta ca o persoană. Adultă n-a avut dreptul să te implici pe tine. Normal că își găsesc o sumedenie de îndreptățiri, că n-am știut în ce clasă învață. Normal că sesizăm la aceste lucruri, mai ales atunci când sunt urmări acestor rapoarte sexuale, de obicei sunt infecții sexual transmisibile, mai rar sarcini, dar și sarcini am avut. Din păcate, există multe cazuri când femeile nu îndrăznesc să vorbească despre violența din familie, din teamă că abuzatorul se va răzbuna sau o va lăsa pe drumuri. Deseori femeile nu știu că sunt protejate de lege și au șansa de a nu se întâlni cu violatorul. Indiferent, cineva zice, dar unde se ducă? Nu ne interesează. Asta e indiferent. Chiar dacă nu are loc de trai, nu are unde se duce, asta e treaba lui, să fie onest și corect aici în spațiu unde trăiește el. Și atunci dar femeile nu cunosc asta. Și să gândesc că asta e casa lui și eu mă întorc în casa lui. Nu, asta e casa voastră și tu vii trăi aici pentru că ești copii. Modificările operate relativ recent în legislație oferă mai multe instrumente autorităților pentru depistarea și intervenția de urgență în cazurile de abuz săvârșit asupra minorilor. Ordinul de restricție bunăoară permite polițiștilor să izoleze imediat victimele. Ordin de restricție, adică abuzatorul este îndepărtat de gospodărie, îi se mână și lui se aduce la cunoștință ordin de restricție și se îndepărtează de la familie, după cum am spus, pe perioadă până la 10 zile. În perioada dată, cazul se ia la evidență și la asistent social, se deschide un management de caz, ca în perioada dată cât agresorul este scos din familie, se întreprind măsuri în continuare. Fix se înaintează o cerere din numele victimei sau un demers din numele polițistului în instanța de judecată pentru stabilirea măsurilor de protecție în continuare. Ulterior, instanța poate emite o ordonanță de protecție care îi interzice abuzatorului să se apropie de victime. Important este ca și acestea să caute ajutor, mai ales dacă este vorba de minori. Să nu le fie frică, să informeze atât polițistul, dacă nu are încredere în polițist, atunci orice persoană matură în care are încredere. Pentru că în continuare să fie transmis mesajul dat și informații să fie transmis la poliție pentru a primi o decizie în mod de urgență pe caz. Să dispară frica. Asta este cel mai principal. Și să nu ascundă ce se petrece, fie că în familie sau în instituții de învățământ sau chiar și în stradă. De altfel, autoritățile statului nu trebuie să intervină doar în cazurile grave. Este mult mai eficient să previi cazurile de abuz asupra minorilor, iar pentru asta e nevoie, în primul rând, de educația părinților, spune psihologul Daniela Sâmboteanu. Toate cazurile grave de abuz a copilului au început cândva cu primele manifestări de violență care nu au fost identificate la timp potrivit și părintele nu a primit un sfat, o recomandare adecvată din partea unui profesionist care a intrat în contact cu acel părinte. De când se naște copilul, este neapărat careva din profesioniști care intră în contact cu familia. La început acesta este neonatologul, mai apoi pediatru, mai apoi medicul de familie, mai apoi este educatorul de la grădiniță. Deci există foarte multe oportunități ca profesioniștii să transmită această informație elementară, generală către toți părinții, iar pentru părinții care au nevoie de mai multe informații, de mai multe condiționări, sunt necesare și alte pârghii, nu neapărat de pedepsire, dar de asistența acestor familii. Frica victimei și indiferența celor din jur face ca abuzul asupra minorilor să rămână un fenomen larg răspândit în Republica Moldova. Lucrurile pot fi schimbate. O demonstrează oamenii cu care am vorbit în acest film. Ei ne dau și rețeta cum putem schimba spre bine viața unui copil aflat în dificultate. Cel care știe și tace este un martor, este de partea violatorului. Dacă eu știu, atunci totdeauna o să declar.